În aceste modificări avem și obligativitatea înrolării autorităților publice, instituțiilor publice sau de interes public din administrația publică centrală și locală în sistemul informatic propriu al Ministerului de Finanțe sau ANAF, numit PatrimVen. Este un sistem prin care autoritățile publice schimbă mai ușor și mai direct informații și, de asemenea, reprezintă și un avantaj direct către contribuabil, pentru că în situația în care ai nevoie de o adeverință devenit de la organul fiscal pe care s-o duci, de exemplu, la primărie, cele două instituții pot comunica direct și astfel cetățeanul este scutit de o birocrație inutilă. Obligativitatea înrolării în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor și ANAF, respectiv în spațiul privat virtual, a persoanelor juridice, asocierilor și alte entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală, este practic folosirea în întreg, să spunem, a spațiului privat virtual, despre acest sistem este vorba, și se asigură o comunicare directă 7 zile din 7 zile, 24 din 24 cu organul fiscal, astfel încât contribuabilul este scutit să mai meargă la ghișeu, să mai ducă dosarul cu șină, să mai solicite încă un document. Practic, încarci în spațiu privat virtual declarația, vei primi decizia de impunere și vei putea să faci plata tot electronic dacă dorești acest lucru. Cea mai importantă modificare din punctul meu de vedere o reprezintă e-factura, sistemul obligatoriu de facturare electronică. Vom începe în primă fază cu un sistem business to government, adică contribuabil către vor factura contribuabilii către stat în primă fază și după aceea vom trece în pasul următor la sistemul B2B, adică business to business, după ce vom verifica toate aspectele și vom vedea în practică cum funcționează acest sistem și ce mai trebuie îmbunătățit. Oricum, prin acest sistem se asigură o transparentizare și a cheltuirii banilor publici și, pe de altă parte, și o reducere a birocrației. Sistemul practic funcționează prin transmiterea datelor de pe factură de la contribuabil la ANAF, după care ANAF-ul retransmite factura beneficiarului. Avem, de asemenea, adoptate în această ordonanță a Guvernului și măsuri care au ca scop sprijinirea mediului de afaceri. Și aici, pe de o parte, avem permanentizarea unor măsuri deja în vigoare și, pe de altă parte, introducerea altora. Mă refer, în primul rând, la permanentizarea...